Bună ziua dragi mei. Astăzi vom vorbi despre nemurirea sufletului. Nemurirea sufletului este o componentă majoră în spiritualitate și este atestată de divinitatea lăuntrică precum și de memoria divină care reprezintă o energie superioară a gândirii conceptuale care ne plasează dincolo de existența actuală într-o într trăire veșnică. Lumea, lumea sufletelor nemuritoare este un concept care se desprinde din învățăturile sfinte și are uh, un diapazon atât de larg de valențe și de concepte, unele idei foarte uh, inedite printre care și o să vă spun în continuare. În primul rând, sufletul. Sufletul experimentează cu divină după trecerea prin poarta lumii spiritelor. Parcurge atunci el mai multe etape, unde sistemul lui de valori este de, de, o moralitate ireproșabilă, adică bunătate, smerenie și toleranță. 2. În cursul plimbărilor sale ale sufletului, acesta are forme, inteligență de energie luminoasă, subtilă, atunci parcurge mai multe grade de începători, și anume nivelul 1, până la. ajunge până la nivelul 4, care sunt uh, demarcate prin. Coloritul diferit al uh, aurei și al haloului uh, său, de la uh, un alt pur uh, gradat la culorile spectrului portocaliu, galben, verde, albastru, violet, care cresc în, în intensitate odată cu avansarea sa pe linia iluminării, care costi, uh, constituie scopul din lumea spiritelor care doresc apropierea, apropierea, lor de divinitate. Un alt pas pe care îl face nemurirea sufletului este acela în lumea, în trecerea prin lumea sufletelor, dragii mei. Acestea primesc de la divinitate unele atribute, atribute excepționale în ceea ce privește Selectarea parcursului lor și flexibilitatea de a-și direcționa evoluția și destinul numai în lumea spiritelor, în lumile astrale, pe tera, în lumile materiale sau în forme mixte. 4. Puntea de legătură cu lumea spiritelor, deci o constituie. Somnul, dragii mei, somnul în, uh, și în cadrul acestora, visele care pot să ne reprezinte adevăruri metafizice, adesea exprimate prin, prin imagini uh, alegorice sau metaforice, prin premoniții, prin expresii sau judecăți cu tâlc, care conțin un sâmbure valoros, adesea greu pe care noi îl putem seziza. O altă cale a nemuririi sufletului este aceea de a accede în lumea spiritelor o constituie, dragii mei, hipnoza, în scopul regresiei metafizice care presupune deblocarea, deblocarea memoriei unui pacient pentru a, rea, a reda atunci amintiri uh, din trăirile sale anterioare. O altă cale spre nemurirea sufletului. Este spiritualitatea ființei. Aceasta poate să fie tulburată de forme malefice, care, care, de regulă, își au originea în tulburări lăuntrice provocate de acele impulsuri electromagnetice ce scapă de sub control, adică. Uh, acele stări de teamă, de nesiguranță, de angoasă sau durerea cauzată de abuzul din copilărie, din tinerețe sau pe parcursul educației și formării sale profesionale, de unele dereglări nervoase și anume schizofrenia, personalități multiple, debusolare în fața multor probleme de viață, pentru a căror combatere singurul, singurul remediu este o viață curată din punct de vedere religios, cu respectarea strictă a regulilor, a obligațiilor pe care credința le recomandă în vederea purificării și creșterii gradului de spiritualitate prin iluminarea și simțământul pentru plenitudini pentru divinitatea lăuntrică o altă cale spre care duce la nemurirea sufletului sufletul poate fi purificat printr o rugăciune pioasă în mod constant, prin vizitarea locurilor sfinte, prin folosirea unor amulete, și anume cristaluri, pietre semiprețioase, piramide, dragii mei, care elimină acea energie negativă și echilibrează energetic ființa. În același sens, acționează și alte modalități de a ne crește încărcarea noastră cu energie prin diverse meditații, tratament biomagnetic, acupunctură și altele. Un alt procedeu și ultimul, dragii mei, este procesul parcurs în lumea spiritelor. A fost definit de religiile orientale drept reîncarnare, stabilindu-se atunci, atunci anumite... Uh, Funcționalități, reguli de respectat, etape și forme. Dar, pentru religiile occidentale, acest proces ar fi putut asemănat cu purgatoriu, respectiv acele etape de purificare în cadrul unor vieți succesive de unele păcate capitale pentru. A modela ființa înainte de a intra în Rai. În această accepțiune modernă, tradiționalele stadii de pedepsire de pe parcursul Purgatoriului sunt înlocuite cu etape de creșterea a conștiinței și de atingere a unui grad tot mai înalt de iluminare printr-un proces îndelungat care presupune atingerea unor deziderate ale religiei și ale căror credințe de a fi mai buni, mai iubitori și mai speriți. Acestea au fost etapele pe care le parcurge, dragii mei, Un suflet nemuritor. Ok. Iau la revedere de la voi. Ca de obicei, vă spun unde mă găsiți. În primul rând, pe Facebook-ul meu, Gabriela Ilinca, pe canalul meu de YouTube, Gab -ă, Il, Gabriela Ilinca, Aron Gabi Gabriela Viața, apoi mă găsiți pe Blogurile mele Viața, Reiki Usui, Terapii Spirituale și Inițieri, Mesaje Dincolo de Viață și pe TikTok, Ilinca Gabriela 812. Dragii mei, mi-au la revedere cu fraza mea. Vă transmit din suflet lumină și iubire. Vă sărut!